Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu, sunt urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi vă propun să discutăm despre sănătate și despre banii din sănătate, pentru că ei sunt mulți, doamnelor și domnilor, și avem și multe programe naționale de sănătate gestionate, sigur că da, de Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea. Pentru această discuție alături de mine, astăzi în studio Antena 3 Vâlcea, este medicul șef al CAS Vâlcea, doamna Gabriela Pădureanu. Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Doamna Pădureanu, iată, CAS Vâlcea trece așa printr-o perioadă de, ca să zic, de rebranduire, își deschide cumva larg porțile către public și pe rețelele de socializare și pe site-ul instituției. Iată, beneficiați de toate căile de comunicare pentru ca pacienții să ajungă la informațiile de care au nevoie. Într-adevăr, Casa de Asigurări de Sănătate și prin reprezentanții ei și prin toți colegii care lucrează în această instituție rămâne fidelă scopului și obiectivului ei de a oferi informații relevante tuturor pacienților care au nevoie de serviciile medicale oferite de furnizorii în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru că sănătatea este o dimensiune esențială a calității vieții și reprezintă o resursă fundamentală atât pentru indivizi cât și pentru comunității în ansamblu. Serviciului de sănătate publică îi revine responsabilitatea de a asigura serviciile medicale necesare pentru toate categoriile de populație și să le adapteze încât să garanteze accesul tuturor persoanelor și categoriilor de persoane aflate în nevoie. Avem câteva cifre interesante, doamna doctor, despre care vreau să discutăm. Spre exemplu, 1.990.746 de lei decontați de CAS Vâlcea în luna iunie pentru servicii de hemodializă și dializă peritoneală continuă acordate unui număr de 251 de persoane. Iată o sumă de bani foarte mare. Dacă te gândești la hemodializă și la dializă, deja... Te gândești la oameni foarte bolnavi, este probleme reale de sănătate? Într-adevăr, pacienți cu probleme reale de sănătate și probleme grave de altfel de sănătate, care beneficiază de servicii de hemodializă și hemodializă peritoneală în cadrul unui program de sănătate derulat prin Casa de Asigurări de Sănătate, program care se derulează cu doi furnizori, și anume Spitalul Județean de Urgență, cât și SC Fresenius Nefrocare, care asigură aceste servicii în baza adeziunilor realizate de către pacienți, către un furnizor sau altul, pentru anume servicii, hemodializă sau hemodializă peritoneală. Da. Bun, și dacă tot discutăm despre, înainte să trecem la următoarea cifră care mie mi se pare foarte interesantă, v-aș întreba că a spus că aveți parteneriat la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și încă o firmă, aș prefera să nu mai dăm nume de firme, încă o firmă cu care lucrați în această, pentru această dializă și hemodializă. Dacă ar fi să caracterizați, doamna doctor, relația noastră cu spitalele din tot județul Vâlcea, cum ați... Ce ați spune despre această relație? Relația noastră cu spitalele din județul Vâlcea, care ne sunt furnizori și parteneri în același timp, parteneri contractuali, aș caracteriza-o ca fiind una bună și bilaterală, pe de altă parte, pentru că în spiritul transparenței despre care am vorbit anterior, comunicarea este extrem de transparentă, având loc trimestrial cel puțin și dacă nu cumva și la nevoie când apar o serie de noutăți legislative, ședințe pe Zoom cu partenerii noștri contractuali, fie că sunt spitale publice, fie că sunt spitale private. De asemenea, informările care se realizează prin intermediul paginii de Facebook, prin intermediul mail-urilor dedicate, pentru că există o serie de probleme și o serie de noutăți legislative care se desfășoară și se derulează cu o dinamică destul de mare, drept pentru care este necesară această comunicare. Repet, cu toate spitalele în aceeași măsură de transparență, atât cu cele 6 spitale publice, cât și cu celelalte private pe care le avem ca și parteneri contractuali. Haideți să discutăm despre următoarea cifră, 14.512.085 de lei,
Le contați de ce se vor cea în luna iunie pentru medicamente gratuite și compensate, acordate unui număr de 63.855 de persoane. Doamna doctor, foarte mulți oameni bolnavi. Să știți că așa este și aș începe un piculeț până să ajungem la această cifră, care într-adevăr este o cifră impresionantă, de decontare, deci 14 milioane și jumătate de lei decontați numai într-o singură lună pe medicamente. Enorm! Ce aș vrea să precizez aici? Există o hotărâre de guvern care stabilește cele 5, stabilește listele din care medicii pot prescrie medicamentele cu diferite procente de compensare. Există o listă A cu compensare de 90%, o listă B cu compensare de 50%, pardon, o listă C care are niște subliste, în speță sublista C1 pentru bolile cronice cu decontare de 100% din prețul de referință al medicamentelor. Există de asemenea sublista programelor de sănătate, lista C2 cu decontare de asemenea de 100% pentru medicamentele alocate și acordate din programele naționale de sănătate și o listă D cu 20% compensare. Acum, afecțiunile pentru care se eliberează medicamente și care intră de altfel în această cifră, deci medicamentele care se acordă, sunt medicamente acordate atât pentru afecțiunile acute, subacute, cât și foarte, foarte multe medicamente acordate pe boli cronice, de care vă spuneam că sunt pe o listă separată, sub lista C1, cu decontare de 100%, unde găsim boli neurologice, boli ale ochiului, boli digestive, există de asemenea boli rare, boli cardiovasculare și așa mai departe. Există o listă extrem de acoperitoare, să zic, pentru patologia pacienților. Eu nu știu care este populația județului Vâlcea, ne îndreptam undeva... Nu aș vrea să spun cifre greșite, dar 63.855 de vâlceni bolnavi, cred că ne îndreptăm undeva spre un 20-25% procent. N-aș mai ști să vă spun exact cifra și nu m-aș hazarda în a băga pe statistică, mai ales că... Așa, dar ce vă pot spune, pe de o parte, există de exemplu, ca să vă dau și să aveți așa un termen de comparație, există undeva spre 17.000, de exemplu, de pacienți cu diabet zaharat, pentru că era vorba de în evidență la noi, care primesc medicamente pentru diabet. Există, pe de altă parte, cei în jur de 1.500-1.600 de bolnavi oncologici, care de asemenea primesc medicamente și nu numai că primesc medicamente, dar au acces la terapii inovative, care costă destul de mult și care al căror preț se reflectă în banii decontați de CAS chiar pentru o lună de zile. De asemenea, terapia pentru hepatita C, vorbim despre ea pentru că aceasta este cea cu medicamente extrem de scumpe și pentru care se fac eforturi destul de susținute, fără să dau nume de medicamente și așa, terapia pentru o singură lună de tratament al unui bolnav cu hepatită cu virus C poate să ajungă undeva la 64.000 de lei. Interferon free. Exact, pentru așa cum pe lângă cele două scheme terapeutice cu medicamente genotipic specifice pentru virusul hepatic C, au fost introduse din februarie medicamentele pangenotipice pentru care nu mai este nevoie neapărat de genotiparea virusului hepatitei C. Vă spun că întâmpin cu foarte multă bucurie faptul că există acest tratament pentru hepatita C, interferon free. Eu am trecut, familia mea, am avut o situație și ne-am în urmă cu ceva ani și ne-am străduit foarte tare să avem parte de tratament la momentul respectiv, așa că da, știu ce înseamnă să treci printr-o poveste de genul acesta și știu cum afectează. Ce vă pot spune e că în evoluție am trecut de la tratamentele cu interferon, apoi cu agenți nucleozidici și nucleotidici, la această terapie interferon-free, deci fără interferon, care a devenit standardul în tratamentul hepatitelor cu virus C. A devenit în România, că în afară era de mult.
Să știți că nu chiar atât de mult. Pe hepatita cu terapie interferon C s-au străduit și suntem mai repede decât ne așteptam totuși și pe aceste terapii. Esențialul este că au un rezultat extraordinar de bun. Peste 99% dintre pacienții noștri, de exemplu, pentru că avem norocul ca pacienții din Vâlcea să beneficieze acum și ei de această terapie. Până atunci, până în 2020, în anul 2020, am intrat și noi pe programul de terapie cu fără interferon pe hepatita C. Până atunci, pacienții ducându-se fie în centrele, în genere se cam duceau la Craiova, pentru că sunt centre dedicate sau erau centre dedicate, nici acum nu se desfășoară în toată țara. Și ce este un punct pozitiv vis-a-vis de județul nostru este accesul bolnavilor la ei acasă, la această terapie interferon-free, prin adresarea fie la medicii de specialitate gastroenterologie, fie la medicii specialitate boli infecțioase. Doar pe aceste specialități se desfășoară acest tip de tratamente. Da. Anul 2022, doamna doctor, a venit pentru pacienți și cu medicamente noi pe lista de compensate. Poate puteți să, că e important ca oamenii să știe că le pot și le pot procura compensat. E adevărat, începând cu chiar cu începutul anului, pentru că lista de medicamente gratuite și compensate este într-adevăr într-o dinamică permanentă. Și numai în anul 2022 au apărut două acte normative care au introdus pe listele de medicamente compensate și gratuite o serie de molecule noi, și anume de la 1 februarie 12 molecule sau medicamente, ca să le spunem mai pe înțeles. Dar da. Și să explicați un pic și pentru ce boli, dacă nu spunem numele medicament, măcar ca să știe oamenii, da? Știu că de la întâi, de fapt, pe toate ariile terapeutice a apărut câte ceva și, repet, sunt medicamente inovative în mare măsură, pentru care se face într-adevăr un efort financiar dovedibil și argumentabil prin cifra respectivă pe care ați arătat-o anterior. Ariile terapeutice acoperite fiind oncologia, neurologia, bolile rare, bolile endocrine, cardiologia, reumatologia. Sunt foarte multe arii terapeutice acoperite. Ce vreau să vă spun e că pacienții nu trebuie neapărat să țină minte aceste lucruri. Este extraordinar că au apărut. Dar medicii și faptul că noi comunicăm cu ei și le transmitem... Doar să se ducă la medicii de familie și să întrebe. Da, nu numai la medicii de familie, dar și la medicii specialiști, pentru că marea majoritate a medicamentelor care au apărut sunt în competența de prescriere a medicilor specialiști, care, repet, sunt informați de câte ori apare orice noutate, modificare legislativă, indiferent pe ce arie de competență este, de ce arie de competență este vorba. Că sunt medicamente, că sunt concedii medicale și așa mai departe. Da, dumneavoastră, ca și casă de asigurări de sănătate, sunteți curat de legătură, ca să zic așa, aveți relație directă cu medicii de familie. Noi avem relație contractuală și partener contractual, exact, da. Atât medicina de familie, cât și o mulțime de alți furnizori de alte categorii. Avem spitalele, avem îngrijirile la domiciliu, avem dispozitive medicale, avem laboratoarele de investigații paraclinice. Deci mai multe categorii de asistență medicală care ne sunt parteneri, da? Începând de la medicina primară până la spitale. Da. Cum ați caracterizat relația cu medicii de familie? De multe ori au și ei nemulțumirile lor, se mai întâmplă. E adevărat că se mai întâmplă, dar și cu ei, și îmi exprim disponibilitatea și ei știu acest lucru, pentru că noi comunicăm inclusiv direct. Eu și medicii de familie, de câte ori au o problemă de rezolvat, indiferent de speță, așa, pe aria de competență pot discuta cu oricare coleg din instituția noastră, pentru că disponibilitatea este de 100% și putem rezolva foarte multe din problemele și spețele pe care le ridică. Da, mai ales că, așa cum a spus, aveți într-adevăr relații contractuale cu
mai mult cu spitale, cu laboratoare, cu farmacii, cu tot felul, dar cred că relația cu medicii de familie este foarte importantă pentru că în spatele medicilor de familie stau pacienții. E adevărat, medicii de familie reprezintă de fapt prima verigă, vertebrală, da, și este prima verigă a sistemului. Acolo pacientul adresându-se cu mare încredere și de fapt prima dată. Este începutul intrării în sistemul de asigurări de sănătate. La medicul de familie primește, în afară de consultație, primește un bilet de trimitere, de exemplu, dacă este necesar pentru a stabili un diagnostic de certitudine pentru ceva ce medicul de familie are competența depășită. De asemenea, se pot recomanda investigații paraclinice care sunt în competența medicului de familie în mare măsură de vreo câțiva ani de zile, inclusiv pentru că tot am vorbit de hepatita cu virus C, o serie de markeri pentru screening-ul acestei afecțiuni și nu numai ei, cât și a hepatitei B. Dar da, medicii de familie într-adevăr sunt interfața pacientului până la urmă, inclusiv cu întreg sistemul de sănătate, pentru că de acolo se pornește. Cu siguranță. La început, știți, când s-a implementat acest sistem, au existat, mă rog, foarte multe controverse și discuții, cumva că medicii au fost transformați în contabili, trebuia să reușească să gestioneze și sistemul acesta informatic. Este adevărat, au fost asemenea controverse, dar medicul de familie poate efectua, inclusiv conform legislației în vigoare, o serie de, dincolo de o consultație, dincolo de a scrie medicamente de pe scrisorile medicale ale specialiștilor, poate efectua, în funcție de dotarea cabinetului, o serie de servicii medicale, spirometrii, măsurare de tensiune arterială și așa mai departe. Există o serie de servicii prevăzute de contractul cadru și de norme, o electrocardiogramă, o interpretare a ei, o ecografie dacă este necesară. Și în funcție, e adevărat, și de cât îi permite programul, pentru că există programări pentru bolnavi cronici, există bolnavi în stare acută care vin și se adresează medicilor de familie, așa că nu i-aș cataloga neapărat ca și, nu numai că neapărat, nu i-aș cataloga ca și contabili. Da, dar aveți dreptate, însă ei au trebuit cumva să facă și aceste lucruri în plus. Da? După aia ne mai aducem aminte că a mai venit și povestea cu vaccinarea împotriva COVID-19 și cam tot pe medicii de familie a căzut până la urmă. Deși dacă mă întrebați pe mine, decât să se fi investit bani în centrele acelea mamut, în sălile alea de sport în care la un moment dat nu mai intra nimeni, poate că era de la început ok, nu știu, vă întreb și pe dumneavoastră că sunteți de meserie și vă pricepeți, să fi apelat direct la dumneavoastră, la CSO și la medicii de familie. Lucrurile au fost cumva în evoluție. Nu s-a știut de la început cum merg lucrurile, în ce fel. Centrele de vaccinare au avut și ele rostul lor la momentul respectiv. Medicilor de familie, dându-li se progresiv și monitorizarea pentru COVID și testarea, la un moment dat testarea rapidă și vaccinarea. Care vaccinare, pe de altă parte, a rămas începând de la 1 iulie tot apanajul lor. Numai că acum contractele se desfășoară în relație cu Direcția de Sănătate Publică și nu cu Casa de Asigurări, cel puțin partea de vaccinare. Da, aici aveți dreptate. Haideți să discutăm un pic, doamna doctor, și despre programele naționale care se derulează prin CSE Vâlcea. Este la nivel, sigur, e un program național, Programul Național de Oncologie. Acum, ca și în ceea ce privește programele naționale de sănătate, ele ca și sursă de finanțare, de fapt și de drept, se împart cumva în două componente mari. Sunt programele de sănătate preventive, care se desfășoară la nivelul Ministerului Sănătății și în speță prin direcțiile de sănătate publică, și programele naționale curative, care sunt finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, adică de la Casa de Asigurări de Sănătate.
Ele sunt mai multe, dar în contract cu Casa de Sănătate Vâlcea avem ca și programe principale, da, programul de diabet zaharat, da, care se desfășoară prin Spitalul Județean și, pe de altă parte, prin farmaciile cu circuit deschis, prin care, bineînțeles, se eliberează atât insulinele cât și medicamentele antidiabetice non-insulinice. Da. De asemenea, ca și program principal, este programul național de oncologie, tratament medicamentos, atât pe terapie standard, cât și prin medicamente cost-volum. Astea sunt medicamente inovative. De asemenea, programul național de oncologie, de endoprotezare pentru adulți, iar începând cu luna aprilie sau mai, am mai introdus o activitate nouă în programul de ortopedie, și anume implantul pentru instabilități articulare, pentru care deja s-au primit și file de buget și finanțare și deja au început să se pună și aceste lucruri, care până în mai erau cumva cu contribuție personală a pacientului, cel puțin pentru dispozitiv. E adevărat că pentru a intra în contract cu noi, da, pentru programele naționale de sănătate, unitățile care doresc să deruleze aceste programe trebuie să îndeplinească o serie de criterii stipulate în contractul cadru. În contractul cadru, pentru programele naționale de sănătate există legislație separată. Este hotărârea 423 și respectiv ordinul 180, normele tehnice de desfășurare și derulare a programelor naționale de sănătate. Așa, că sunt foarte încântată că în sfârșit stau și eu de vorbă cu cineva foarte, foarte aplicat, cu date, cu cifre. Mulțumesc pentru asta, e important. Și vreau să vă întreb, doamna doctor, și aceste programe naționale sunt extraordinare din punctul meu de vedere și cred că ajută foarte mulți oameni. Dar, în opinia noastră, cât de necesare credeți că ar fi și programe de prevenție? Spre exemplu, în cazul diabetului zaharat. Sunt extrem de importante programele de prevenție și, ce să zic, ar fi de preferat să prevenim decât să tratăm, pentru exact, că ați văzut cam care sunt costurile în măsura în care se ajunge, bineînțeles, la tratarea bolii și nu la prevenirea ei. Deocamdată, așa cum este legislația și după cum am precizat anterior, programele de prevenție sunt la nivelul Ministerului Sănătății. E posibilă o reorganizare, numai că deocamdată funcționăm pe legislația, da, de acum. Deci noi cu programele de sănătate curative. Da. De asemenea, nu am avut cum să nu remarc, doamna doctor, și cred că și dumneavoastră, numărul foarte mare de farmacii care există în județul Vâlcea. Foarte, foarte mare. Și uitându-mă și la cifrele despre care am discutat mai devreme, domne, suntem foarte mulți bolnavi printre noi. Adică asta e situația, starea de sănătate a populației și a României, după cum probabil ați mai urmărit o serie, da, de cifre transmise chiar recent de către diferite instituții, că e vorba de Organizația Mondială a Sănătății sau alte instituții care din sănătate. Într-adevăr, e o problemă și suntem destul de mulți bolnavi. Un factor ar fi, de exemplu, inclusiv grupa sau categoria de vârstă care este din ce în ce mai mare și mai bine reprezentată în România, cea a persoanelor vârstnice. Dacă ați vedea, de exemplu, în raportul de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate, pus pe, da, pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, ca și structură de asigurați, avem o treime pensionare, o treime salariați, iar restul în diferite procente. Deci, în condițiile în care categoria de vârstă care are cea mai mare nevoie de tratamente este atât de mare, nu este de mirare că și valorile decontate de Casa de Asigurări pentru medicamente sunt cele care sunt. Și astea sunt la noi. Suntem o casă fără a fi centru universitar și așa mai departe. Gândiți-vă cam care ar fi valorile, da, într-un, da, centru, da, universitar. Aveți dreptate. Aveți dreptate că acolo, într-adevăr, sunt multe. E adevărat. Și populația, pe de altă parte, posibilitatea, conform legii 95, a pacientului de a se adresa oricărui furnizor în contract cu Casa de Asigurări,
determină și o serie de consumuri mai mari la alte județe. Da. Deci avem pacienți care se adresează, fie pe Cluj, București, Craiova, centre universitare, unde într-adevăr sunt institute de diferite specialități, că e vorba de oncologie, că e vorba de diabet, și sunt pacienți asigurați ai casei Bâlcea. Nu păreți așa foarte mulțumită de chestia asta? Nu. Nu este vorba deloc de acest lucru. Faptul că poate fi, că opțiunea este a pacientului de a se adresa oriunde, este un lucru, să știți, extraordinar. A existat până la un moment dat o teritorializare, inclusiv a eliberării medicamentelor sau respectiv a efectuării de investigații paraclinice. Da. Acum, un pacient cu un bilet de trimitere de la un medic de familie, un contract cu o casă de asigurări, se poate adresa oricărui furnizor, și aici mă refer inclusiv la cei de laboratoarele de investigații, fie ca analiză de laborator, fie imagistică medicală, cât și de farmacii. Da. Eu zic că este un avantaj, nu? Ai, deci dumneavoastră considerați că este un avantaj. Urmăream un pic la acest program național de diabet zaharat, pentru că vroiam să văd care este concluzia dumneavoastră. Mi se pare foarte important, pentru că cât mă pricep eu așa, și nu sunt o pricepută pe subiectul acesta, de aceea este de preferat să ascultăm specialiști ca dumneavoastră. Deci la Programul Național de Diabet Zaharat, doamna doctor, spuneți așa, concluzionați: consumul de medicamente urmează trendul crescător din ultimii ani, costul crescut pe pacient fiind datorat utilizării medicației de ultimă generație, cu cost ridicat, dar și cu profil de siguranță mai bun, ceea ce este foarte bine. Adică nu e foarte bine că ei beneficiază de o medicație de ultimă generație. Se înregistrează o creștere mare a numărului de pacienți față de anii precedenți. Aici aș vrea eu să discutăm cum ajungem la aceste situații, cum ajungem la creșterea numărului de pacienți cu diabet zaharat. Mi-e greu să vă spun cum ajungem acolo, pentru că noi suntem veriga sau suntem cei care decontăm deja tratamentele pentru bolnavi diagnosticați deja și care intră sau se înrolează în programele naționale. Este un lucru pe care n-aș putea să vi-l explic. Constatăm într-adevăr acest trend, poate de aia este bun screening-ul, da. Ceea ce s-a și implementat pe de altă parte, inclusiv la nivelul medicilor de familie, care pot face în plus de anul acesta sau pot recomanda teste de toleranță la glucoză, hemoglobină glicozilată, în anumite condiții, și pot descoperi pacientul diabetic din timp sau cât de cât. Deci îl pot descoperi, da, în aceste condiții. Oricum, există inclusiv la nivelul medicului de familie monitorizări pe o serie de boli cu impact asupra sănătății publice. Că e vorba de diabet, că e vorba de tensiune arterială, de hipertensiune, că e vorba de hiperlipidemii sau de bronhopneumonie obstructivă cronică. Deci o serie de lucruri vizând screening-ul sau monitorizarea există deja la medicul de familie. Dar cu toate acestea, uitați că pe an ce trece, pacienții se înmulțesc. Da. Poate, nu știu, poate este de vină și alimentația, poate este de vină și lipsa de mișcare, modul de viață, nu știu. Este posibil să fie oricare din acești factori care într-adevăr favorizează una sau alta din boli, dar apanajul și competența noastră începe de am la înțeles, nivelul de contări și am de la nivelul încăderii pacienților. Vreau cumva să tragem și un semnal de alarmă, doamnă doctor, și să că oamenii vă privesc pe dumneavoastră și încă o dată sunteți un om care știți despre ce vorbiți și cred că este important ca asemenea mesaje să vină de la specialiști. E adevărat, lucrurile sunt îngrijorătoare și un semnal de alarmă cu siguranță a fost tras. Există o serie de asociații de pacienți pe foarte multe dintre bolile de care noi am discutat. Iar pe de altă parte, inclusiv pacientul ar trebui să fie foarte conștient și răspunzător pentru sănătatea lui înainte și să se prezinte la medic, pentru că există această posibilitate. Chiar în contractul cadru și în normele de aplicare ale lui există o serie de categorii de vârstă
pentru care este reglementată prevenția. Prevenția inclusiv prin analize. De, exact. Bun, și ajungem, analize medicale. Perfect. Ajungem aici, doamna doctor, pentru că foarte bine ați spus. Cum îi convingem pe român, cum îi convingem pe vâlceni să-și facă analizele la 6 luni, dacă nu la 6 luni, măcar o dată pe an? Ele nu se fac neapărat la 6 luni. Pentru, există, v-am zis, o serie de categorii de vârstă pentru care sunt prevăzute o serie de intervale la care se pot face aceste investigații. De exemplu, peste 40 de ani se fac anual investigațiile care sunt prevăzute în norme și în contractul cadru. Pentru 18-39 de ani se consideră categoria de vârstă cea mai sănătoasă, dacă pot să spun așa, acolo odată la 3 ani măcar de a-mi face aceste analize. Dar există examenele de bilanț anuale pe care medicii de familie le fac sau pacienții ar trebui să se prezinte, că, repet, este și responsabilitatea pacientului sau exact așa cum spuneți, în primul rând a pacientului, sănătatea lui. Da, și dacă cumva reușim să, nu știu, să-i facem să înțeleagă pe oameni că e bine, iată, o dată pe an să-ți faci aceste analize, le poți face oriunde gratuit, ce asete contează, iată, e important. E important și atunci știu că nici eu nu sunt foarte încântată să merg la spital. Nu e plăcut, dar este important. Nu trebuie să ajungeți la spital, exact asta este ideea. Da. Ideea să ajungeți la medicul de familie pentru un bilanț, să vă efectuați analizele medicale pentru a ști care vă este statusul la un moment dat, pentru a preveni ajungerea la spital. Spitalul ar trebui să fie ultima redută la care să apelăm, pentru că spital înseamnă deja o boală existentă, ba chiar aș zice agravată. Corect. În final, doamna doctor, pentru că iată, timpul zboară repede, vreau să vă mai întreb despre tot așa o măsură relativ nouă implementată de CSE Vâlcea, acordarea concediilor medicale persoanelor care însoțesc pacienții cu afecțiuni oncologice la intervenții chirurgicale sau la tratamente. Într-adevăr, este o noutate legislativă. Cadrul legislativ pentru acest lucru a fost reglementat prin legea 24 care a apărut în februarie, iar normele ei au apărut exact așa cum s-a preconizat în cele 60 de zile, drept pentru care în aprilie am avut și norme de aplicare ale legii care prevăd acordarea concediului medical persoanelor care însoțesc pacientului oncologic. Să știți că este o facilitate și un beneficiu atât pentru pacientul oncologic care beneficiază de susținerea unui apropiat, bineînțeles, cât și pentru cel care însoțește pacientul oncologic, pentru că își poate lua la modul oficial un concediu medical fără să recurgă la tot felul de zile fără plată sau concediu de odihnă pentru a putea merge cu cel drag la tratamente sau intervenții chirurgicale. Durata pentru care se acordă acest concediu medical este de 45 de zile, calculat per pacient. Deci, dacă să zic, pacientul merge acum cu un însoțitor, poate merge data viitoare cu un alt însoțitor, aceste 45 de zile se acordă per pacient, deci nu fiecare însoțitor cu cele 45 de zile. Și gestiunea numărului de zile se ține la noi la Casa de Asigurări. Acest concediu medical poate fi acordat persoanei care însoțește pacientul oncologic, fie la intervenție chirurgicală, fie la tratament. Deci nu pentru atunci când pacientul este acasă. Vorbim de însoțirea lui la tratament sau intervenție. La operație sau la... Okay. Da. Deci acest concediu se acordă de către medicul curant al pacientului oncologic. Există un anume cod de indemnizație în speță 17 care se acordă pentru însoțitor. Așa, cuantumul de contare de la Casa de Sănătate este de 85%, esențial, și se acordă în baza unei adeverințe care se acordă de la Casa de Sănătate, unde este luat în evidență pacientul oncologic, și pe de altă parte a unui acord al pacientului oncologic pentru însoțitorul pe care îl are. Acest acord, care este și el reglementat și este unul tip, îi se pune la dispoziție însoțitorului la medicul curant al pacientului. Și să știți că deja avem solicitări, aș zice, în creștere. Sunt convinsă. Pentru că pe măsură ce se află de această facilitate de care pot beneficia, repet, și pacienții oncologici și pe de altă parte însoțitorii care lucrează peste 18 ani și pentru
pentru acordarea acestui concediu este, să știți, din punctul meu de vedere, o măsură bună. Da. Doamna doctor, eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, vă mulțumesc pentru toate aceste informații, sper eu, utile pentru cei care ne privesc. Doamna Șumlor, am ajuns la final. Eu sunt Magda Popescu, ați urmărit Analiza Zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere!